Criza migranților din Ceuta, Spania, riscă să se transforme într-o criză umanitară. În ultimele zile, peste 8.000 de persoane din Maroc au intrat în Spania. Dintre acestea sunt peste 2.000 de copii minori. Sunt imagini greu de privit care au fost surprinse acolo. Copiii, chiar și bebeluși, sunt salvați din mare, în timp ce părinții lor încearcă să-i aducă în Spania. Trimisul nostru special, Alin Petrica, are detalii. Alin, ce măsuri au autoritățile de la Madrid? În primul rând, încep prin a spune că granița a fost închisă. Autoritățile de la Maroc, marocane, au revenit la gânduri mai bune. Au reînceput controlele. Asta înseamnă că ceea ce s-a întâmplat și al altei s-a întâmplat. Standată. De altă parte, autoritățile de la Madrid parcă gestionează din situația. Au trimis deja câteva mii de migranți apoi în Maroc, dar situația de pentru că este o problemă. Ei, o mare parte dintre ei, sunt un centru în Ceuta, care este gestionat de voluntarii Crucea Roșie și Crucea Civil. Situația lor, sunt din 700 de minori acum. Situația lor este complicată pentru că pe lucrurile simple, cum ar fi mâncarea și ei au nevoie și de firme medicale. Ei au stat în apă cu orele, pe capa acolo are, e un pic mai cald, are 5-6, dar pentru un copil, 3-4 ore intră în hipotermie. O altă scenă pe care vreau să vă povestesc este că în momentul în care astea au intrat în Ceuta, cetățenii de acolo au fost speriați. Ordinea groază. Acum lucrul s-a schimbat. Cuvintele sunt empatie și bunătate. Scene care îți dau lacrimi, în care oameni în Ceuta oferă arată bunătate de acești migranți.